perioada 12-16 iulie 2021, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița derulează cea de-a noua ediție a taberei de creație, O Vară de Poveste, pentru că ne-am dorit să ne reîntâlnim cu dragii noștri copii, cursanții, care timp de o săptămână vor parcurge fiecare atelierele pe care le-am pregătit. Și pentru că ne dorim ca procesul educațional, puțin așa ascuns în ceea ce noi ne-am propus, să țină cont de toate particularitățile. Fiecare zi începe cu o oră de dans intens cu cei peste 70 de copii care s-au înscris anul acesta la tabăr. După care fiecare, în funcție de preferințe, a ales să parcurgă trei ateliere diferite din cele pe care noi le-am pregătit. Evident, cel mai căutat și cel mai interesant pentru ei este atelierul de olărit, deși nu este chiar așa de ușor, constatând ulterior că învârtitul la roată le pune destule dificultăți. Icoane pe sticlă, cusături, pentru că trebuie să ținem cont de tradiție și să nu uităm de unde a pornit confecționarea costumului popular românesc, și micul artizan. Timp de 5 zile, fiecare va confecționa cel puțin 3 obiecte, pentru ca vineri, atunci când fiecare participant va primi o diplomă, să plece acasă și cu rodul muncii lor, păstrând, sperăm noi, peste ani toate aceste obiecte. Să păstreze tradițiile, să coasă, să facă punctul în cruce, ca să păstrăm în felul acesta din tradițiile noastre populare românești. Cât este de greu, doamnă, pentru ei? E ca pentru oricine care începe să lucreze acum. E destul de greu, dar cu răbdare și cu puțină voință din partea lor și au, se descurcă. Se mai păstrează tradiția? Cu siguranță. Atâta timp cât ei vin aici, într-un cadru organizat, să învețe să coasă de mână, cu siguranță se va păstra tradiția. Sunt printre ei și copii cărora le place să... Sigur că da. Sigur că da. Sunt copii care deja știu să coasă, sunt și se cunoaște pe lucrul lor, dar sunt și cei care învață pentru prima dată și se străduiesc și chiar au ambiție să le iasă. Eu fac o farfurie destul de mare. Ai mai făcut până acum? Nu. Este pentru prima dată? Da. Eu mai făcut. Și-ți place? Crezi că o să reușești? Suntem în live. Am creat o farfurie. Și ești mândră de creația ta? Da. Cum ai ieșit? Ia, arată puțin, care e aici? Asta. Foarte frumoasă. Cât ți-a luat să o faci? 10 minute. 10 minute? Da. Castron pentru lapte. Cereale. Da, cereale. Îți place în tabără? Da. Ai mai fost? Nu. Pentru prima oară? Da. Și asta e și prima oară când fac un castron. Da. Bine. Eu încă nu am făcut, încă aștept, dar am cusut. Da, da, dar și asta îmi place, dar e puțin cam greu. Te murdărești, nu? Da. Dar învăț. E trist. E trist că se pierde obiceiul ăsta. Că obiceiurile și tradiții trebuie păstrate. Asta definește un popor. Până asta se definește. Dacă ne pierdem tradițiile, obiceiurile, suntem pierduți cu tot. Ne pierdem identitatea. Ați văzut vreun copil care e așa înclinat către această... Am la mine în sat acolo copii care fac cu ei permanent și am încredere că va duce mai departe tradiții.
că sunt acolo la mine acasă, aici când vin, când se organizează tabără de vară, dar că sunt în sat, vin mai des și sunt mai grupa de vârstă, adică mai mare. Și aia pricep bine. Urmează să-i formez pentru meserie.